Primarul comunei Cupșeni, Lucia Butcure, este revoltată de modul în care anumite instituții ale statului reacționează când e vorba de păduri, în sensul că nu sunt respectate drepturile cetățenilor asupra proprietății lor. Aceasta îi acuză pe reprezentanții Ocolului Silvic Târgu Lăpuș că au venit în această dimineață și au marcat lemnele pe care voiau să le transporte, trecând peste proprietățile locuitorilor din Libotin. Dimineața la ora 9 erau vreo 50 de persoane din satul Libotin, spre pădurea dumnealor, pe drumul județean, deoarece Ocolul Silvic din Târgu Lăpuș a autorizat o partidă pentru a fi exploatată. Am căzut de acord cu cei de la Ocolul Silvic că își vor retrage utilajele și nu vor exploata. Am venit aici împreună cu domnul viceprimar și împreună cu tot Consiliul Local, chiar s-a nimerit să avem o ședință de Consiliu, ne-am oprit ședința pentru a ieși în teren. La diferență de o jumătate de oră, am fost sesizată de către cetățenii din Libotin că totuși s-a trecut peste acea înțelegere și s-a recurs la exploatarea lemnului. Primărița susține că silvicii care au început exploatări forestiere în pădurea din proprietatea satului Libotin, fără să aibă accesul oamenilor, și le-a explicat că fără un acord scris al proprietarilor nu vor putea să intre cu utilaje în proprietățile lor. Ce deranjează pe cetățeni este faptul că dumnealor n-au pe unde să-și treacă masa lemnoasă, doar peste proprietățile acestora. Nimeni din satul Libotin nu autorizează să treacă peste proprietățile dumnealor. Acesta este și motivul pentru care astăzi oamenii au ieșit în stradă în frunte cu edilul comunei, pentru a-i împiedica pe reprezentanții Ocolului Silvic din Târgu Lăpuș. Ocolul vrea să ne fure și ne-a furat mereu. Și ne fură mereu și în ziua de azi. Dimineața vorbește una, după două ore vorbește alta. Și nu sunt promisiunea nimic. E pădurea noastră, nu e pădurea lor. De mersuri, avem titluri, adică nu s-au dat titlurile, hârtii judecătorești avem. Sentință judecătorească. Și ei vreau să ne iei masa bună, să o vândă și la noi să ne lasă vârfurile. I-am anunțat că noi vrem să-i punem în posesie pe oameni. Deci am demarat lucrările, acum suntem în faza de a-i pune în posesie și să lase partida aceasta să nu o exploateze până nu se pună oamenii în posesie, să-și ducă oamenii lemnele. Pentru că au venit la noi cu o ofertă de 200 de lei pe metru cub, lemn de foc. Deci lemnul de lucru să-l lăsăm să-l liciteze ei. Deci nu am fost de acord. Noi vrem să punem în posesie toți cetățenii, facem procese verbale, punem în posesie, să le dăm pădurea a cui e de drept. Deci nu putem să lăsăm Ocolul Silvic să vină să exploateze pădurea, după aia ce le dăm la oameni. Astăzi, după ce oamenii au ieșit în stradă, s-a ajuns la o primă înțelegere. S-a stabilit că se va renunța la această partidă până la soluționare. Sperăm că se va reglementa situația. De asemenea, cetățenii pe proprietatea cărora s-a trecut cu masa lemnoasă vor depune plângeri penale împotriva celor care au trecut cu utilajele. Primarul Lucia Butcure afirmă că se va alătura și pe mai departe cetățenilor din Cupșeni în lupta cu Ocolul Silvic Târgu Lăpuș, deoarece silvicii trebuie să înțeleagă faptul că localnicii își cunosc drepturile, la fel și obligațiile, și nu le vor permite să se facă abuzuri.